Acum, faptul că talentele se găsesc mai greu, pentru că vreau să o spun și veneam pe drum spre dumneavoastră și vreau să o spun și mă bucur că îmi dați poziția da. între mensana în corpore sanul, tot toți spunem acest lucru, spunem, domnule, asta e o chestie veche. Domnule, nu este veche, pentru că între cultură și între sport este o corelație absolută. Din păcate, aceste două aspecte ale vieții sociale românești nu se investesc bani. Dragi prieteni, bine v-am regăsit la interviurile IBS Radio. Sunt Tudor Uncanu și alături de mine se află un distins domn, unul dintre marii sportivi ai orașului nostru, o glorie îmi vine să spun, domnul profesor Vasile Bogdan. Bine ați venit la IBS Radio! Bună ziua și bine v-am găsit! Domnul Vasile Bogdan vine dintr-un sport extraordinar, vine din atletism. Este și a fost un sportiv deosebit, a fost și un antrenor cu rezultate extraordinare. Aș vrea să ne întoarcem un pic în timp pentru că ceva vă definește în acest moment și o face de 44 de ani. Un record național la Decathlon. Decathlonul e considerat proba supremă în atletism. Unde ați marcat acest record și ce vă amintiți? Sigur, dacă e să fac o retrospectivă, încep nostalgile și încep pările de rău, pentru că vremea foarte repede trece și vreau să vă doar să vă spun că încă antrenez și la 69 și aproape 70 de ani, încă mă simt tânăr sportiv și încă, încă predau la facultate. Sigur, uitându-mă înapoi în timpul acesta parcurs de aproape 50 și, să nu spun 56 de ani pe terenul de sport, vreau să spun că primul record național la decaton a fost stabilit în 1971, deci peste 2 ani vom avea 50 de ani. A fost primul record național. Am reușit să dobor culmea ironiei cu două puncte, chiar la Cluj, un alt recordman național pe Curțocul, un renumit sportiv universitar clujean. Sigur, recordul lui fiind uh, depășit cu două puncte a fost o surpriză pentru foarte multe lume pentru că eram destul de tânăr, doar 21 de ani. Uh, pe parcurs, acest record pe care l-ați amintit dumneavoastră, de fapt, ultimul uh, record național care este și printre cele mai vechi recorduri naționale în atletism românesc, uh, a fost uh, stabilit în 1975 la Paris. 7971 de puncte și conform unor calcule, sigur scăzând cromitaje electronice, pentru că pe vremea aceea nu aveam cronometrajul electronic chiar la toate competițiile, sigur că a fost recalculat, recalculat și a devenit cel de acum 7848 de puncte. Apropo de aceste recalculări, este o dispută destul de mare la nivel atletic, sigur, Îș, își, arogă recordul un atlet din București cu mai puține puncte, pentru că, sigur, amintind că este obținut pe căi pe cromitaj electronic dar aceste scăderi de puncte s-au făcut, deci recordul este totuși în posesia mea. Așa e. Îmi spuneați că prima oară ați dobărât recordul la 21 de ani. Le spun ascultătorilor că decathlonul e o probă care însumează 10 probe de fapt și dacă e să ne uităm la decatloniștii de astăzi, sunt niște mega sportivi. La 21 de ani ați avut energia să aruncați și să săriți? Să alerg. Cele 10 probe sunt absolut uh, uluitoare, deci îi văd pe sportivi la olimpiade, în general ei sunt vârfurile în decathlon, oamenii care ajung acolo, sunt oameni specializați pe anumite uh, probe din cele 10, e o muncă foarte grea. Cum ați reușit la 21 de ani? Nu erați încă format 100% din punct de vedere fizic, mă gândesc. Absolut, fără doar și poate, decatonul înseamnă și maturitate, înseamnă și o dezvoltare la maxima unor capacități și psihice și fizice. Însă, cred că pasiunea care m-a dominat permanent și care continuă și acum să mă domine ca antrenor și să știți că fac mișcare în fiecare zi și mă duc la sala de antrenament și așa mai departe și acum, mi-a dat șansa să fac acest lucru. În al doilea rând, e musai să amintesc de niște predice de sori de ai mei, pentru că, fără să intercalez anumite grupuri de sportivi, cum au fost decatloniști din Cluj și grupul acela de antrenor, începând cu dr. Arnotu, cu Pașcalou Marian, cu Dumiu Olteanu, sigur că ar fi fost greu să putem să izbutim. Să știți că Clujul în anii aceia avea o echipă de decatlon și aici trebuie să amintesc Curțoc, Osep și Andrei, Jurcă, Vali și Bogdan Vasile. A fost o echipă care a dominat 10 ani fără doar și poate ceea ce înseamnă decatonul național. Din păcate, la ora actuală, nu avem așa o echipă, nu există un centru în această țară care să poată să spună că am măcar 2 decatloniști peste 7 de puncte. Din păcate, în ultimii ani, foarte rar depășim acea cifră. De șapte de puncte, ceea ce totuși lor actuală înseamnă o performanță destul de scăzută. Dacă e să privim atletismul românesc, în ansamblu există o cădere după Barcelona 92, să zic, când s-au mai obținut medalii. În momentul ăsta și sporturile de echipă sunt în declin. Ce l-ar mai împinge pe un tânăr să facă decathlon? Ar trebui să fie un tip total ieșit din uh, sfera lucrurilor comune pe care le-au tinerii de astăzi. Un tip care să se apuce de la Decathlon acum pare utopie. Cred că sunt două aspecte foarte importante în această direcție și primul aspect ar fi aceste calități psihosomatice al unui atlet sau unei atlet, pentru că putem vorbi și de heptaton, același lucru. Vorbind despre decathlon, sigur, fără o capacitate psihologică foarte bine echilibrată, nu poți să, să începi să faci decathlon. Iar din punct de vedere al unui fizic care, la ora actuală, să nu te ajute atât la aruncări, cât și la sărituri, cât și la alergări, este foarte greu. Să nu uităm că într-un decathlon avem patru probe de alergări, trei de aruncări și trei de sărituri. Toate sunt tehnice, toate sunt complexe, începând de la viteză, forță până la rezistență. Deci cred că am subliniat foarte bine în aceste, în aceste câteva secunde, ce înseamnă să fii decatlonist. În al doilea rând, este vorba despre antrenori. Este foarte greu să începi să construiești un decatlonist, să stai lângă el zi de zi, chiar și două antrenori pe zi, săptămână de săptămână, și să aștepți cu răbdare 2-3-4 ani până se formează o bază largă de calități motice ca să poți să, să începi să faci această probă complexă. Sunteți antrenor, continuați să aveți elevi. Bănuiesc că vorbeați ceva mai devreme despre calitățile psihologice pe care trebuie să le aibă un antrenor. Ați învățat ceva de la antrenorii pe care ați avut în momentul în care erați sportiv? Cum ați ajuns să deveniți un antrenor varolos cu elevi care au o grămadă de rezultate în ultimii 25 de ani? Noi, în general, când acum vorbesc în numele de antrenor, recunoaștem un fapt că meseria de antrenor în sport și datorită faptului că în România încă nu avem posibilități raportate la ceea ce au alte țări, de, e vorba despre cercetare, despre implementarea unor, unor științe atât medicale, psihologice, biomecanice, în analiza unor activități sportive, ăsta e adevărul, nu avem și încă ducem lipsa de aceste lucruri, sigur că noi putem să spunem în chilimele că furăm meseria. Mergând la competiție peste graniță, stând de vorbă cu alți colegi, urmărind alți colegi, alți sportivi din alte țări, alte loturi, cu ocazia campionatelor mondiale europene, olimpiadă, sigur că învățăm și notăm. Un antrenor care nu merge cu carnețelul la el în buzunar, în care să noteze ce vede nou, acela nu poate să fie numit antrenor. Vreau să vă dau un singur exemplu. În 2013 am fost în, la Moscova la campionatele mondiale. Am stat cu carnezelul și cu aparatul de filmat permanent în spatele lui Saint Bolt și altor atleți renumiți de pe vremea aceea. Am notat tot, am filmat tot și am o bază extraordinar de mare privind ce trebuie făcut înainte de competiție, după competiție, sigur ar fi fost de dorit să văd ce fac în timpul pregătirii din țara lor. Așadar, aveți ședințe tactice înainte de competiții cu sportivii? evident că avem mai puțin ca la jocuri, pentru că jocurile sunt, fiind sporturi colective, este foarte important să te armonizezi cu echipa, însă fiind sport individual și, de exemplu, dacă vorbim recte de decathlon, absolut trebuie să știi cam unde sunt probele tale, atule tale și care sunt probele mai puține, mai puțin bune, în care ai slăbiciuni și care trebuie să ții cont să poți să faci această calcul al punctajului unde câștigi și unde pierzi, pentru că altfel în final n-ai cum să ai un rezultat care să te placeze pe o poziție cât mai înaltă. Haideți să discutăm un pic despre atletismul secolului 21, pentru că o bună perioadă de timp au existat recorduri care au rămas în picioare. Mă gândesc aici la săritura în lungime din 68, dacă nu mă înșel lui Bobby, Bobby Man. Man. Da, ea a fost bătută. Acum câteva zile s-a depășit un record absolut uitor, acela de a alerga sub două ore un maraton ce s-a schimbat față de vremea când dumneavoastră erați sportiv? Bănuiesc că atunci erau diete, erau uh, filozofii de viață sportivă, dar astăzi există ceva în plus. Eu probabil că acum am să jignesc uh, anumite părți ale societății sportive. Uh, noi trebuie să facem o raportare foarte clară și eu mi-asum ceea ce spun acum. 1990, uh, pe lângă Revoluția care a avut loc în țara asta, s-a făcut și o Revoluție în ceea ce privește. Acceptul statutul de sportiv de performanță. Dacă în 1990 până atunci nu n-am putut să facem sport cu venituri clare, cu câștiguri materiale și cu o medicație pe care știm foarte bine țările post. Hai să spunem adevărul, țările comunistele sprijinau și cu metode mai puțin ortodoxe, după 1990 a crescut foarte mult această incidență a controlelor doping și al ceea ce înseamnă. WADA, World Anti-Doping Agency sau ANAD-ul la noi în România. Sigur că uiteți să facem această corelare. După 90, acest lucru a început să intre pe un făgaș normal, astăzi foarte greu mai pot să utilizez, după 1995-2000, foarte greu pot să utilizez substanțe care atunci erau mai accesibile ca acum cine își permite acum să se topeze, bineînțeles că riscă foarte multe, pentru că, așa cum vedeți, acest campionat mondial de la Doha, care a avut loc acum câteva zile, a dus o bucurie și pentru sportul românesc, una dintre atletele noastre care s-a clasat în 2009 la campionatul mondial din Londra, a primit o medalie, medalia de bronz, a fiind atunci pe locul 4. De ce? Pentru că atleta de pe locul 3 a fost după 10 ani depistată că a utilizat substanțe dopante și a fost descalificată. Deci, tă, intrăm într-o epocă modernă în care nu mai putem să investim doar în medicație, uh -huh. ci trebuie să începem să investim foarte mult în ceea ce înseamnă tehnologii de urmărire, diagnostic și evaluarea efortului. Noi știm foarte bine și aici, ca profesor universitar îmi permit să fac această paranteză, să știți că sunt modalități enorm de multe a, de a dirija, de a manageria, de a manageria uh, performanța sportivă. Din păcate, așa cum am spus și repet, încă în România puține federații sportive pot să-și permită să achiziționeze o serie de software, o serie de aparaturi care pot să identifice aceste modalități de evaluare a performanței sportive și, bineînțeles, să vină în ajutorul sportivului. Așa este. Am văzut un film documentar despre unul dintre cei mai mari alergători de viteză din America, retras de vreo 10 ani, cred chiar din cauza unui doping. Dar omul ăla are o academie în care se monitorizează, cred că zeci de mii de parametri, de la sânge la forța motrică, la frecare, la tot felul, e o filozofie. Pe de altă parte, vreau să vă. mi-a spus de campionatele mondiale de la Doha și e foarte bine că mi-ați spus, pentru că am văzut acolo uh, atleți care s-au -au prăbușit și au început să plângă. Am citit după campionatele mondiale declarații uh, ale unor atlete, pentru că ele sunt mai sensibile, despre condițiile absolut inumane în care s-a desfășurat competiția fără foarte mulți spectatori, din păcate. Și vreau să vă întreb, a ajuns atletismul, o afacere, de ce s-a ajuns uh, ca acest campionat mondial să aibă loc acolo? Pentru că urmează și alte campionate, fotbal, mă gândesc, tot în aceeași zonă. Este foarte limpede. Statele Arabe, la ora actuală, constituie o forță mare financiară pentru orice federație mondială din oricare ramură sportivă. Pentru că sunt bani. Ei, în momentul în care o țară ca și, de exemplu, baza sportului din Doha, a putut să faciliteze construcția unei, unei asemenea stadion și să asigure și aer condiționat în incinta stadionului, sigur că Federația Internațională, și aici vreau să o spun cu foarte mult, foarte mult respect, Sebastian Cov, care este președintele Federației Internaționale de Atletism, sunt într-o relație de pretenie destul de bună. Ne-am întâlnit de câteva ori, sigur, am avut câteva schimburi de, de opinii, este un om extraordinar și sigur că dorește să sprijine desfășurarea acestor competiții în asemenea locații, pentru că în primul rând este nevoie de a cum să vă spun, de a face o promovare largă atletismului. Vedeți că au fost 210 țări participante la acest campionat mondial. Una la mână și doi la mână are nevoie de finanțe pentru că... Forța financiară a zonei? Absolut, absolut. Vedeți un lucru foarte interesant. Este prima oară în istoria campionatului când care nu s-a transmis de către Eurosport sau alte televiziuni, ci doar pe YouTube. Pe internet, da. Dar știți de ce mă gândesc Există eu Există un embargo bănuiesc. Un embargo și pentru că cerau foarte mulți bani și atunci mm -hmm. de ce să plătesc o sume zeci, zeci și sute de mm -hmm. milioane de, de dolari? Când pot să dau pe YouTube, și mă costă mult mai ieftin și economisesc bani. E foarte adevărat. Toată lumea a văzut așa campionatele pe YouTube acum. Dar, pe de altă parte, ei au pierdut uh, exact unul dintre aturile pe care le au organizatorii de mari competiții, transmisia televizată. Eu cred că cei care s-au ocupat cu organizarea acestei competiții și cei care, și mai ales IAFU, pentru că ei au fost, de fapt, organizatorii principali, au pus în calcul, în cântar foarte bine aceste lucruri și au considerat că așa este mai bine. Vreau să vă spun că acest campionat mondial a fost ceva absolut atipic. A fost, au fost niște performanțe și nu neapărat atâta performanțele de vârf, cât cred că a fost una dintre competițiile în care s-au adunat la vârful. Primelor 5-6 locuri sportivi cu performanțe cum nu s-a întâmplat niciodată. Și aici vreau să spun înălțime fete, prăjină fete, la băieți la fel, la câteva probe, aruncarea greutății, să-ți imaginezi că într-un centimetru stă locul 1 și locul 3, și să nu uităm 22-91, 22-90. Niciodată n-a fost așa ceva la o competiție la aruncarea greutății, la disc la fel. Deci a fost o competiție chiar în aceste condiții precare, în condiții absolut grele, umiditate foarte multă uh -huh. și căldură, cu rezultate extraordinare. În cariera dumneavoastră v-ați plimbat foarte mult prin Europa. Prin, uh, Asia. Asia, cred că și Încă în America. N-am ajuns. ajuns. Uh, care e temperatura și care e zona climatică cea mai potrivită? Nici foarte cald, nici foarte rece. Cum da, trebuie da, să fie? Acum pentru mi -ați, performanță. Mi-a dat mincea la fileu, i-am uh, avut un doctorat în geografie, mediul climatic prielnic pentru performanță. Făcând la toate Olimpiadele din 1896 până în 2004, am făcut la toate Olimpiadele care a fost media de temperatură și media de umiditate precipitații în locația respectivă pe perioada competiției. Uh -huh. A fost o chestie, mă rog, apreciată în domeniul geografic, dar la, de exemplu, la Olimpic n-a fost interesat să vadă despre ce este vorba. Asta este Mi se pare poveste. un subiect foarte da. interesant. Da. Ce se întâmplă? Deci 24 de grade, între 24 26 ar fi temperatura, umiditate la 40-48. Cam acestea ar fi datele care dau condiții pentru o performanță în care organismul uman are o reacție absolută în parametri normale evident că poate să facă ceea ce trebuie să facă, adică să facă performanță. Orice parametru care depășește, vedeți cum a fost Atlanta Olimpiada, uh -huh. a fost exact ca acum la Doha, 92-94 da, a fost da. absolut greu pentru sportivi. Da. Așa e. Uh, unde v-a plăcut cel mai mult să concurați? Știu că ați fost și în Scandinavia, nu? Da, acum am fost anul acesta, am fost în Norvegia, am fost de două în Grecia, am fost în Bulgaria, acum a doi a. ani am fost în tai, tai, Taiwan, am fost în China. Să știți că foarte interesant și mă simt obligat să fac această paranteză. În Taiwan, de exemplu, am stat la o universitate în care sportivi din Cluj, trei sportivi, din Cluj au luat medale de bronz. Foarte bine a fost pentru un campionat mondial universitar. Uh, am stat la etajul 15 al noii clădiri Și de câte ori mă uitam dimineața la ora 5 Afară pe geam, vedeam sute de oameni Făcând acea mișcare uh, Asiatică tai chi uh -huh. Noi spunem cei care împing aerul este, mă rog, este o exprimare mai puțin elegantă Dar tai chi, efectiv a fost O bucurie să vezi cum oameni în vârstă Oameni tineri, toți fac aceste mișcări dimineața lor a 5. E o practică care mă a prins și la Cluj în ultima vreme. Sunt foarte mulți oameni chiar în parc. La în... casino, i-am văzut. Și -am văzut acolo ce... și în Parcul Iuliu nu. Acum, nu cu multă vreme în urmă, s-au sărbătorit 100 de ani de... Universitate, da. Universitate și Universitatea Cluj. Știu că sunteți profund legat de istoria acestui club. Vă identificați practic cu. cu... Ce înseamnă 100 de ani? Mă gândiți-vă că în acești 100 de ani, și am fost foarte mândru când am fost imitat pe podium să fac această prezentare, am exact 50 de ani la Club Universitatea. Ca sportiv, ca antrenor, evident că a fost un moment emoționant. 100 de ani în care au trecut o serie de nume mare ale sportului românesc, nu doar atletism, pentru că acum trebuie să extrapolăm și pentru celelalte ramuri sportive. Am fost, am avut bucuria să fiu coleg cu Dananca, cel care a fost efectiv recunoscut ca un jucător de fotbal care a făcut meci egal pe Wembley. Deci vă dați seama că au fost niște lucruri, A fost cu a, foarte mulți fotbaliști, foarte mulți basketboliști, am fost cu foarte mulți ambaliști, medalii olimpici. Păi uh... E o generație care a avut rezultate. Da, uh, anii 50, acum fără să facem nostalgie și fără să ne facem prea Vă mult Vă rog patetist, să fiți nostalgici, facem... nu, nu vreau, nu, nu vreau, nu, nu, nici prea multă patetică. Deci ce se întâmplă? A fost o perioadă anii 50-70 în care, într-adevăr, s-a făcut performanță mai multă, poate, cât acum. Noi încercam ăștia mai în vârstă să găsim motivația reală a lucru și una dintre exprimările pe care am lansat-o a fost faptul că am, fost, am avut foame. Adevărul că în anii 70 să te duci peste granițe era, era, era un lucru extraordinar. Uhum. După ce am tras de pe față, m-am mai dat voie să ies din țară după 82. Deci una din motive a fost să plecăm în aceste deplasări. Și vreau să spun că la 15 am fost în Albania, la 17 ani am fost în Paris, la 20 la 18 ani am fost în Atena și așa mai departe. Adică lucruri care nu le-ai fi putut izbuti dacă nu făceai sport de performanță. ar fi una la mână, doi la mână, mai primeam o indemnizație, mai primeam o masă, ceea ce era extraordinar. Astăzi când te duci și muncești pe o terasă, îți face într-o lună câteva milioane, nu te mai interesează să faci performanță. De ce să stau acolo? Mm -hmm. Deci lucrurile sunt destul de clare sociale, privind so din punct de vedere al, al societății și din punct de vedere social. Acum, faptul că talentele se găsesc mai greu pentru că vreau să o spun și veneam pe drum spre dumneavoastră și vreau să o spun și mă bucur că îmi Log. dați toată da. între mensana în corpore sanul, toți spunem acest lucru, spunem, domnule, asta e o chestie veche. Nu este veche, pentru că între cultură și între sport este o corelație absolută. Din păcate, aceste două aspecte ale vieții sociale românești nu se investesc bani în cultură și în sport. Acum, sportul poate fi extrapolat și activitate fizică pentru sănătate, care înseamnă foarte mulți bani economisiți pentru o viață sănătoasă. Dar, pe de altă parte, i-ați văzut pe cei din Taiwan care făceau sport fără nicio. din prostrângere. Loc... Exact. De acord, dar pentru asta trebuie să ai cultură, uh -huh. trebuie să-i deschizi mintea omului. Nu? Eu zic că în societatea Aici noastră e un, un regres. Absolut. Din păcate, absolut. Mai înainte de interviu, îmi povesteați despre anii de liceu, pentru că se vede, se vede liceul Bălcescu. Uh, în momentul în care dumneavoastră ați fost elevi, și chiar eu, orele de sport era ore de sport și ne duceam cu bucurie la școală și pentru a face sport. După ore, știu că eu am făcut la încă la încă aici aproape, se juca basket foarte mult, se juca uh, fotbal. Acum nu mai este niciun interes de a face sport în școală. Nu știu când ați făcut la Dișinca. Am fost doi ani la Dișinca, ai profesor în anii 77-79 cu domnul Comănaru, a fost profesorul de engleză de da. dreptul liceului. A fost... A, bine, haideți să ne, hai să ne înțelegem. Toate aceste licee din centrul orașului, cele de la periferie, există această atmosferă. Ora de educație era oră. Acum, spre rușinea mea, am fost decan de facultate. Am, sunt de 30 de ani în învățământul superior. Uh -huh. Problema este că nu știu ce se întâmplă. Este o ruptură foarte mare între ceea ce însemnau didacticienii din acea perioadă noastră. Chiar dacă erau profesori de educație fizică cu vechimi și cei care mai și chinuiau, mai și plezneau un, un elev sau așa mai departe, da. astăzi am impresia că este o foarte mare larghețe privind abordarea lecției de educație fizică și ceea ce am spus -o și o repet de multe ori, noi ar fi trebuit să îmbrăcăm la programa de învățământ ceea ce este foarte important, și anume diversificarea ofertelor pentru elevi. Și asta înseamnă... Foarte pe scurt, înseamnă să vii să le dai o ofertă mult mai mare de jocuri. Hai să vedem badminton, 20 de mese de ping-pong, nu știu, orice altceva decât să fac acea lecție strictă, stânga, dreapta, da. de marș, brațele sus, rotări de brațe, Mil militărește aproape. Apro, aproape, da? Sau țineți mingea de fotbal, mergeți, jucați și cu asta o oră de educație. Uh -huh. Fetelor mergeți, faceți un pic de gimnastic lateral. Cu asta, aici am ajuns nu mai avem generații care să vrea să facă activitate sportivă. Da, în școală, dar eu mă gândesc și chiar îmi doresc uh, să cred că aveți uh, elevi care vin și pe care îi pregătiți sportivi pentru următoarea sută de ani de universitate. Da, e o întrebare destul de dificilă pentru că dacă am sportivi studenți care sunt implicați în activitatea sportivă, evident că până la urmă vor alege meseria de antrenori. Asta este adevărat. Ca să mergi într-o școală, vreau să vă spun un lucru foarte limpede. Am post peste 20 de inspecții de grad 1, pentru că fiind cadrul didactic universitar, am o posibilitatea să fac și aceste inspecții și am văzut profesorul de educație fizică în sate îndepărtate de zone urbane excepționali, cu o, menire pentru a face educație cu, cu acești copii și am văzut, din păcate, în orașe, cu condiții, cu bază materială, apropo, cei de la sat nu aveau bază materială, celor care erau la oraș, uh -huh. profesori care efectiv abia buchiseau să facă, după mulți ani, gradul nu se dă după cel puțin 7-8-10 ani de activitate, care abia reușeau să încropească creativ o lecție de educație fizică. Deci, până la urmă, a găsi răspunsul unde se greșește în această direcție, eu până la urmă cred că este vorba de fiecare în parte, de menirea pe care în, în, el a fi psihopedagog bun și să a găsi această creativitate ca să îi placă faptul că copii îi atrage pentru această activitate și profesori care o fac doar, domne este mai simplu, cred eu, cred ei, adică de fapt nu eu, și hai să, să nu fac meseria decât pot să mă duc să trăiesc și fără a fi pasionat la locul de muncă. Deci sunteți totuși optimist. A, bineînțeles. să... <laughs> existe un viitor. Să știți că foarte multă lume îmi spune, domnule, dar ai o vârstă, de ce ești așa optimist? Pentru că da, sunt Nu, optimist. nu eu reproști, e un reproș, nu, nu, chesti... nu. Dar trebuie să recunoașteți că, în general, oamenii sunt cam triști și gri în ultima vreme. Eu am remarcat acest lucru și este suficient să vă duceți și -o mai vin la o parte socială, socială, abordare socială. Îmi place să privesc din punct de societății ce se întâmplă. Uitați puțin pe stradă faceți o comparație cu alte orașe din alte părți ale lumii, vedeți totuși predispoția pentru culori și la haine, închise, gri, închis, negru, mai puțin, pentru că dacă vezi o persoană, doamnă, la 50 de ani, într-o haină mai roză, mai zice, ia uite-mă la asta, nu e în regulă, mentalitatea este foarte greu de schimbat. În 30 de ani nu sunt suficient ca noi să începem să prelucrăm tot ce înseamnă societate așezată și echilibrată și, bineînțeles, conștientă de ceea ce trebuie să facem. Este foarte greu să câștigi în 30 de ani. Ne mai trebuie încă vreo 30, 30 de ani ca să gândim altfel, mai optimist, mai, mai în perspectivă. Absolut. Și cred că vedeți orașul uh, cu alți ochi, pentru că, așa cum spuneați înainte de interviu, ați venit pe bicicletă și vă plimbați zilnic între casă și stadion și centrul orașului uh, pe jos sau pe bicicletă. Ceea ce e o chestiune uh, care îți dă o altă perspectivă asupra orașului. Vreau să fac două precizări. Una, am ieri la poștă să iau un colet. Și am văzut cu ochii mei cum pentru un anumit colet 10, 8, 10 pagini se trag la uh, imprimantă ca să se facă acest schimb de colet. Cred că este o risipă și spădurile suferă când vezi ce risipă se face. Uh, trebuie să fim mult mai ecologici, trebuie să fim mult mai, mult mai uh, cum să spun, grijuli cu resursele noastre naturale. Asta ar fi una. Doi, am mașină. Însă în cluj nu mai poți circula ori fiind vremea bună, atunci mor pe bicicletă. Dacă este vremea mai puțin bună, o iau pe jos. Să știți că dacă vă uitați la mine pe telefon unde am un program, zilnic fac cel puțin între 10 și 16 km pe jos, ceea ce este foarte sănătos pentru organism. Nu? Semifond. <laughs> Absolut. <laughs> Sunteți, uh... Ați mai putea participa la marș, că și acolo e un fel de plimbare un pic mai da, alertă. Absolut, absolut, fără doar și poate. Acum, ceea ce vreau să vă precizez, dacă mai avem da, încă vă timp, vă este foarte important, până la urmă, să, să fii optimist, să ai o gândire pozitivă. Noi acum tot vorbim de aceste aspecte ale trăilor interne. Să știți că există foarte multe date care vin să confirme și lucruri că un om care își cultivă creierul. Un om care își face această hiperventilație a creierului printr-un mers rapid, printr-o activitate fizică, poate să facă față mult mai ușor atât bolilor, atât atacurilor care sunt zilnic din partea a bacteriilor și, bineînțeles, a unei stări de sănătate și a unei de bine. Well-being, cum îi spunem noi în engleză, aceste stări de bine. Ori mm -hmm. asta este foarte important și asta poți să o câștigi efectiv prin activitate moderată, sportivă. Zilnică zilnic. Asta o spune și profesorul Hâncu. Am avut cu el, cu dumneavoastră, niște emisiuni foarte interesante. Sper să ne mai reîntâlnim. Sigur, totul depinde de voința noastră internă. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Timpul zboară. E un fel de atlet care iată se apropie de final. Vă mulțumesc pentru prezența în și studio eu vă mulțumesc. și vă mai aștept cu bucurie pentru că înțeleg că prin zonă avem multe de discutat, să știți că sunt multe aspecte care ar veni în folosul societății, atât a Clujului cât și al al, mă rog, a zonei unde aveți dumneavoastră acceptul de a fi ascultați de către spectatori, de către ascultătorii dumneavoastră. Vă mulțumesc, vă reamintesc, dragi prieteni, că alături de mine a fost domnul profesor Vasile Bogdan, ați ascultat interviurile IBS.